În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar voi când postiți, nu fiți ca fățarnici. Iubiți credincioși, în seara aceasta vreau să vă spun câteva lucruri pe care nu știu dacă le-ați mai auzit din altă parte. Și ceea ce vă voi spune pornește tocmai din faptul că toate canalele de radio pe care le mai butonez când merg cu mașina de colo-colo pun accentul, acum să nu credeți că butonez pe cele cu rep sau cu altele, nu, vorbesc de ce ne preocupă pe noi, inclusiv în seara aceasta. Toți merg pe această prezentare a postului. Dom'le, parcă până acum a fost ceva și acum se schimbă totul. Adică până acum s-a purtat pălărie și a pus o poartă batic și invers. Fraților, haideți să ne trezim. Marea ispită a postului este să ne punem cenușă în cap, nu neapărat la propriu, dar eu am văzut și de ăștia cu usul la propriu, la figurat, și să nu mai vedem societatea. Nu este bine. Atunci când într-o sală de spectacol cineva s-a simțit foarte bine și a simțit să spună lucrul acesta și regizorului și scenaristului și anfitrionului, că s-a simțit atât de bine încât a uitat că mai trăiește într-o societate dezbinată, a uitat de el cu totul, gazda și-a cerut scuze și a zis: nu pentru asta am conceput eu spectacolul acesta. Fraților, nici Dumnezeu și nici Sfinții Părinți n-au rânduit întâlnirea noastră din această seară cu cele care urmează și cu tot postul acesta ca noi să uităm de ce se întâmplă afară. Doamne ferește, în niciun caz. Trebuie să avem în noi totul, tot timpul. Inclusiv când postim, să știm că alții nu au ce mânca, dar sunt și dintre cei care aruncă foarte mult ceea ce lipsește altora din au ce mânca. Pentru asta ne-am adunat noi aici, să uităm de aceste lucruri, nici de cum. Să nu uităm nici măcar că nu postim toți, să nu uităm nici măcar că nu suntem toți la biserică, să nu uităm că mai sunt dintre cei care acum se pregătesc de 8 martie să facă tot felul de sindrofii. Să uităm noi de acestea și să spunem: nu, păi ce am face altceva decât a făcut fariseul care a venit: îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca aceștia. Nu sunt ca cei care n-au început postul, nu sunt ca cei care fac cu tare sau cu tare. Asta înseamnă că postul înseamnă să ne așezăm deja într-o parte a societății și să ne uităm la ceilalți, să spunem: habar n-au, ca ce e postul. Ia uite ce pune ăsta în coșul pe care îl împinge. Băi, nu știe că nu se mai mâncă carne, nu știe că nu se mai mâncă brânză. De asta este postul? Ei, asta este ispita cea mare a postului, nu mâncatul. Ce atitudinea pe care trebuie să o avem. Mă, nu v-a spus nimeni acum să vă așezați în partea cealaltă. Dar în gândurile noastre să facem metanie, adică din termenul original metanoia înseamnă după gând, adică să ne schimbăm gândul, să ne schimbăm atitudinea, să ne schimbăm ceea ce am fost săptămâna trecută. Săptămâna trecută îi judecam numai pe aia care mâncau carne, pe aia care mâncau brânză și lapte, îi dădeam deoparte că era săptămâna albă. Vedeți că ispita este atât de subtilă încât vă poate să vă hrănească cu cele mai delicate enzime, astfel încât chimia trupului dumneavoastră să se simtă extraordinar. Și după o săptămână să vă uitați la suplețea pe care o veți vedea în oglindă. Și altceva, suplețea minții unde mai este? Suplețea gândului de a-l
accepta și pe celălalt unde mai este, dacă ați mâncat de post și dincolo de post ați mâncat și din aproapele care nu era de acord cu voi să se vaccineze sau să nu se vaccineze, să vină imigranții sau să nu vină imigranții. Copii, acestea sunt problemele noastre. Să nu credeți că acum, dacă a început postul, creștinii o să stea deoparte așa și o să aflăm noi după Paști dacă să vaccinăm sau să nu vaccinăm. Nu, sunt problemele noastre pe care trebuie să le gândim acum. Sunt copiii noștri, sunt nepoții noștri care așteaptă de la noi niște decizii. Să nu credeți că postul anulează orice. A? Că țara ne vrea proști? Aia știm cu toți. Dar nu opa lui ne vrea proști, ăștia care ne adunăm câțiva la biserică. Ne vrea pe toți. Dar e treaba lor. Noi trebuie să le facem în ciudă și să spunem așa. Măi, eu știu așa, că dacă până ieri, alaltăieri, săptămâna trecută, aveam coșul de la alimentară jumătate, acum îl am un sfert. Cu alt gen de produse și cu alte cantități. Dar întrebarea este, ce fac cu restul? E cu siguranță că mi-a rămas ceva în buzunar, o diferență. Dacă nu gestionăm diferența aceea, ținem post degeaba. Și anume, este cineva lângă casa noastră, lângă mașina noastră, unde am parcat, care n-are câte ceva, i-am dat lui ca să știm și noi că postul nu înseamnă încurajarea unor vicii ascunse. Acum să nu confundați lucrurile. Postul vine, cum zicea măița, cu tot felul de bergăuri, adică cu tot felul de gânduri, că să pui deoparte, că să una, că să alta. Nu, nu, nu. Postul trebuie să fie în viața noastră o zi care, de adminte, are tot 24 de ore. Dar cum valorizăm cele 24 de ore face diferența între o zi și alta. Acum am constatat că soarele răsare la ora 6:30 din mare. Ei bine, mă întreb și eu dacă până acum mă găseam biserică acest răsărit de soare, acum ce fac cu diferența aia care mi-a mai rămas? Eu o să găsesc până la urmă o soluție astfel încât ziua să primească o nouă valoare, dacă ea s-a schimbat și este din ce în ce mai ofertantă, mai darnică cu mine, trebuie și eu să folosesc acest lucru. Așa trebuie să facem și cu postul, la fel trebuie să judecăm. Măi, ne-a dat Dumnezeu niște zile superbe, acelea în care să facem loc în agenda noastră de un ceas jumate de rugăciune, mare lucru. Gândiți-vă, săptămâna trecută, unde ați fost de la ora 5, de la ora 4 la ora 5:30? Și încet, încet vă veți da seama că schimbarea s-a făcut. Păi dacă s-a făcut, haideți să fim conștienți de ea. Dar dacă s-a făcut, asta nu înseamnă că noi acum, o oră și jumătate, am uitat de toate. Păi dacă am uitat de toate, vă imaginați că ieșim în stradă și nu mai știm ce s-a întâmplat și ce facem? Nu mai știm absolut nimic și nu e bine că Dumnezeu ne vrea să fim în cunoștință de cauză. Fraților, treziți-vă, postul trebuie să fie ținut cu cumpătare. Știu pe cineva care am constatat că s-a îmbolnăvit și am zis, înseamnă că nu te-ai hrănit suficient. Păi nu, că țin post. Pardon. Deci Dumnezeu ne-a dat postul ăsta ca să ne îmbolnăvim și eventual să și murim? Nu! Trebuie să fim atenți. Pentru că rugăciunea, și vă spun lucruri pentru care pot să dau socoteală oricând, rugăciunea nu ne învață să fim habotnici, ne învață să fim cumpătați, ne învață să fim isteți, ne învață să ajungem la o subțirime intelectuală și trupească apoi ca efect. Dar nu ne învață să nu mai avem grijă de noi. Ne învață tocmai să avem grijă. Să trăim mai mult, pentru că e nevoie de noi să trăim mai mult. Ei, iată că încet, încet, postul acesta vreau să învățăm pas cu pas că ține mai mult de cumpătare, de
Tot ceea ce facem pentru noi, să știți că trebuie să facem cu mare grijă. Ce ar însemna acum eu ca diabetic să țin primele 3 zile de post, cum le țineau Sfinții Părinți, și la sfârșitul lor să veniți la prohodire? Dar eu am, fratele meu, am multă muncă și nu vreau să mă las așa cu una, cu două. Părintele Seni a zis, tată, ești dator să trăiești mult. Trebuie să apropiem suta din partea elaltă, să ne uităm la suta așa de jos, de sus în jos. Pentru că trebuie să știm că Dumnezeu ne vrea activi. Nu ne vrea acum să stăm în post și dacă ne dă cineva un brânz să cădem pe stradă. Fraților, a ține post nu înseamnă a fi neglijenți cu noi. Înseamnă a ne asuma să facem lucruri adevărate. De aceea mă rog Bunului Dumnezeu ca, începând măcar din seara aceasta, să ne trezim puțin că postul nostru nu înseamnă o extragere din societate, ci tocmai o așezare în societate pe o poziție mult mai conștientă. Pentru că, de fapt, conștiința dă sens atât postului cât și postirii. Dacă toată ziua vom avea acum discuții interminabile cu ce mâncăm și cum mâncăm, dacă există caseină într-o rețetă, e sau nu e de dulce, bă, fraților, dar asta e problema postului. Nu simțiți că diavolul a găsit ceva cu care să ne atragă? Mi-aduc aminte acum 15 ani când descoperise cineva care avea niște dioptrii speciale, că scrie cu Arial de 0,14. De 0,14 scrie, poate conține urme fine de coș de ou. Ba, extraordinar, băi, extraordinar. Produsul ăsta, părinte, să-l spuneți în gura mea, să nu mănânce nimeni. Măi, fraților, da, ăsta este sensul postului. Înseamnă că sunt niște clauni. Suntem niște clauni. Dacă noi începem să ne uităm pe toate etichetele și să ne pierdem vremea, mă, tată, citește-mă o rugăciune în plus, dacă ai vedere așa de bună, de vezi arialul ăsta de 0,14 după. Citește ca lumea și ocupă-te de lucruri care să-ți aducă un beneficiu, nu să-ți aducă posibilități de judecare. A, ce l-am văzut eu pe ăla. Vezi de treabă că ăla nu ține post, că am văzut că cumpăra niște cașcaval de ăsta care zice că e de post, dar nu e, conține caseină. Nu vreau citi mie cineva, mi-a zis mie cineva și nu e în regulă. Fraților, aș vrea să înțelegeți că postul este o bucurie și este un mod de viață. Nimic nu poate să-l înlocuiască. Dar trebuie ținut cu o minte conștientă, trează și o minte pe care, îmbrâncind-o cineva, să nu cadă. Pentru că este bine înfiptă în credință. Așa să ne ajute.